Bună ziua încă o dată și bine ați venit. Informativ doresc să vă anunț că la această întâlnire virtuală ne-am strâns într-un număr destul de mare, lucru care ne bucură foarte mult. Nu știu cum este vremea pe la dumneavoastră, dar aici la noi plouă destul de urât, să sperăm că nu o să ne cauzeze probleme, adică vreo pană de curent sau de internet. Cu ocazia acestei prezentări o să parcurgem cele mai importante funcțiuni noi din ARIKA 15, dar înainte să ne apucăm, aș dori să vă explic comenzile de control pe care puteți folosi pe parcurs și câteva reguli de bază pe care am stabilit. În primul rând, este indicat să opriți toate celelalte aplicații lansate pe calculatorul dumneavoastră, mai ales pe cele care folosesc conexiunea internet. Mă refer aici la programe de instant messaging, dar mai ales dacă aveți aplicații de tip torrent, atunci este foarte indicat să opriți acum. Întrucât numărul participanților este destul de mare, trebuia să stabilim câteva reguli în ceea ce privește partea de comunicare. În primul rând, sper că toată lumea ne aude bine, iar pe ecranele dumneavoastră apare o paletă de control, ceea ce v-am afișat acum și pe ecranul principal. În această paletă aveți pe partea inferioară o porțiune unde puteți lansa întrebări. Am setat sistemul ca microfoanele dumneavoastră să fie dezactivate ca să nu apară situația să vorbim mai mulți deodată, ceea ce ar fi foarte deranjant. Totuși, în paleta asta de chat, aveți posibilitatea să ne adresați întrebări în scris, oricând pe parcursul prezentării. Bineînțeles, răspunsurile vă vom da la sfârșit. Sistemul înregistrează absolut toate întrebările, iar dacă nu o să avem timp suficient să răspundem la toate întrebările, vă vom răspunde ulterior printr-un e-mail sau prin telefon. În fereastra principală, de fapt în colțul din dreapta jos a ferestrei principale, aveți o săgeată pe care puteți accesa un meniu de control a dimensiunii ferestrei principale. De acolo puteți să setați să fie pe full screen sau să puteți să alegeți un factor de zoom potrivit pentru ecranul dumneavoastră ca să vedeți o imagine cât mai clară posibilă. Pe de altă parte, aș dori să vă informez că prezentarea este înregistrată și ulterior o să vă trimitem printr-un e-mail linkul de acces. Deci o să aveți posibilitatea să reluați și să încercați funcțiunile noi și pe ARIKA-ul dumneavoastră, pe calculatorul dumneavoastră. Deci, haideți să începem. Deci o să vorbim despre ARIKA 15. A excela în arhitectură este motoul, mesajul principal al ARIKA-ului. Și să vedem acum cum încearcă ARIKA-ul 15 să exceleze în arhitectură. În primul și primul rând, căutând un răspuns la următoarea întrebare. Ce este cel mai important pentru arhitecți? Aici avem trei lucruri foarte importante de enumerat. Primul lucru foarte important pentru arhitecți este design. Al doilea este design. Iar al treilea este tot design. Vedeți aceste clădiri. Întrebarea ar fi ce este comun în aceste clădiri? Comun în acestea este că ele au fost proiectate cu o libertate deplină asupra formelor, o libertate absolută a formelor. Însă, dacă dorim să lucrăm în planuri neconvenționale și cu forme neobișnuite, vom avea nevoie de un mediu de lucru specializat în lumea 3D, care este ușor de folosit, rapid și exact. Deci vom avea nevoie de un mediu de lucru specializat. Pe de altă parte, arhitectura contemporană nu se limitează doar la clădiri noi.
Există și o mulțime de lucrări de restaurare și reabilitare. ARCHICAD 15 extinde domeniul de aplicabilitate a metodei de lucru integrat BIM, adică Building Information Modeling, și pentru proiecte din această categorie. Astfel, noutățile din ARCHICAD 15 pot fi grupate în trei categorii majore. Designul, cu un focus preponderent, libertatea de design, interacțiune în 3D și un domeniu extins pentru metoda de lucru BIM pentru proiecte de restaurare, reabilitare, pe de altă parte, interoperabilitate și performanță. Și acum, imediat, o să schimbăm, o să trecem să lucrăm direct în ARCHICAD și să ne apucăm de un proiect. Începem cu un sit liber și intenționăm să proiectăm câteva clădiri cu funcțiuni diferite. Vedeți acum pe ecran, cam acesta ar fi rezultatul final într-o parte a prezentării, unde dorim să ajungem. O să facem câteva clădiri a unui complex de agrement, o clădire de piscină și spa, după aceea o clădire de centru de wellness, o sală de conferință și după aceea un teren de tenis cu o copertină hiperbolică deasupra. Aici, primii pași am făcut-o deja. Am trasat conceptul, volumetria noilor clădiri cu câte un element de placă, ca să nu pierdem acum timpul cu definirea geometriei, a întregi geometrii. Și o să ne apucăm să lucrăm puțin cu acoperișuri complexe, cu unealta nouă de acoperiș din ARCHICAD 15. În mod obișnuit, acoperișurile sunt cele mai complexe părți ale clădirilor din punct de vedere al geometriei, iar pe de altă parte sunt structuri spațiale. Ele se schimbă de mai multe ori pe parcursul elaborării proiectului. De exemplu, orice schimbare a conturului clădirii atrage după el automat și modificarea acoperișului. În cazul de față, o să ne apucăm să creăm acoperișul deasupra clădirii care adăpostește piscina. Alegem unealta de acoperiș și pur și simplu parcurgem și desenăm linia de referință a acestui acoperiș direct în perspectivă. Vedeți, imediat acoperișul se generează. Va urma să modificăm puțin cele două laturi lungi ca linia de streașină să fie după curbura volumetriei predefinite. Selectăm, prindem linia de streașină și cu comanda de modificare pe curb îl mutăm pe poziția dorită. Rotim și pe partea cealaltă și efectuăm și pe acest plan de acoperiș aranjarea pe curb a streașinii. După care vom adăuga segmente noi la acoperișul nostru. La fel, cu click de pe linia de referință, ne apare paleta cu comenzile accesibile în acest moment și cu adăugare la suprafața acoperișului existent, identificăm pur și simplu zona pe care dorim să adăugăm și extindem acoperișul să acoperi și această porțiune a clădirii. Se poate observa că toate planurile de acoperiș rămân, de fapt, un singur element complex și asociativ. Deci orice modificare am efectuat, automat, restul elementelor au fost conformate în consecință. În pasul următor, trecem în planul de lucru, în plan, și vom apuca să definim un atrium, adică o curte interioară în jurul bazinului. Selectăm acoperișul, la fel pornim de pe linia de streașină și cu comanda Subtract from Polygon, o comandă deja bine cunoscută, de exemplu, de la unealta de fill sau planșă, cu un magic wand, dăm un click peste conturul predefinit
Dacă trecem în 3D, putem verifica, dar se vede și pe plan, că aceste modificări cu un singur click au fost efectuate și, de fapt, cu doar 3 click-uri am reproiectat, am redesenat întregul acoperiș complex. În continuare, cu niște metode similare, rapid o să extindem acoperișul nostru complex deasupra celor două corpuri de la intrare. La fel, o să utilizăm bagheta magică. Cu comanda Add to Polygon la acoperișul selectat, selectăm cele două corpuri. Deci pornim de pe linia de streașină, selectăm comanda de adăugare și cu bagheta magică dăm click pe conturul dorit. Acum am văzut că acoperișurile complexe cu bagheta magică pot fi create foarte rapid. Însă ce trebuie făcut dacă am dorit, de exemplu, ca anumite planuri din acest acoperiș complex să aibă un comportament diferit. Să schimbăm, de exemplu, cele două capete de la corpurile de coridor, ca acolo acoperișul să se termine în calcan. Selectăm linia de referință a porțiunii respective și aici, în paleta de comenzi, a apărut o comandă nouă care se numește Custom Plane Settings. Lansăm această comandă și vedeți aici la Plane Type, deci tipul planului de acoperiș, avem odată un control pentru gradul de înclinare și după aceea avem Gable. Gable care în engleză, dar în română asta este calcan. Deci setăm ca planul respectiv să fie în calcan și aplicăm aceste schimbări la planul pe care am selectat, de pe care am lansat comanda. Ok? Și imediat acoperișul se transformă în consecință, iar celelalte două planuri care au fost conectate urmăresc această modificare. Repetăm acest lucru încă o dată și pe capătul celălalt a coridorului, setăm pe calcan, ok. Și cu asta am și terminat acoperișul complex care acoperă piscina și cele două coridoare. În continuare ne vom apuca de acoperișul centrului de fitness, forma această curbă, folosind la fel aceleași metodă, deci transformăm conturul existent cu Magic Wand într-un acoperiș nou. Deci Magic Wand, click și trebuie remarcat că unealta de acoperiș în toolbox era activ. Selectăm acest acoperiș și haideți să deschidem un pic unealta, dialogul de setare a uneltei de acoperiș. Observați aici, a apărut o porțiune nouă în acest dialog, Multiplane Geometry, deci definirea geometriei complexe. Aici avem posibilitatea să introducem un plan nou de acoperiș. Introducem un plan nou, setăm unghiul de înclinare la 45 și înălțime de 8 metri, ok. Și se poate observa că prin această modificare am introdus o ruptură de pantă în acoperișul nostru. Am văzut deja că sistemul poate să gestioneze setări individuale asociate unor planuri. Am văzut aici la calcan. Dar ce se întâmplă dacă am dorit ca toate planurile deasupra unei cote de înălțime să fie modificate într-un singur pas? De exemplu, dacă dorim ca porțiunea de sus a acestui acoperiș să fie din sticlă și în acest mod am creat un luminator foarte rapid, și acest lucru este posibil. Ne poziționăm pe linia ruperii de pantă, alegem comanda, aceeași comandă de Custom Plane Settings și modificăm materialul la ceva sticlă și la Apply Change, adică aplicarea modificărilor, selectăm opțiunea Clicked Level, adică să fie aplicat la toate planurile care se situează la același cotă de înălțime. Ok? Și
prin această modificare am realizat foarte rapid și acest luminator deasupra sălii de fitness. A mai rămas corpul de legătură dintre piscină și sala de fitness. Definim un acoperiș deasupra acestui corp de clădire cu un magic wand. Deci pur și simplu cu space apăsat și click. Acum, dacă ascundem layerul pe care am modelat volumetria și ne uităm puțin de jos la aceste acoperișuri, ne dăm seama că ne mai apar aici niște elemente care ar trebui cumva tăiate, eliminate din anumite planuri de acoperiș, ca intersectarea dintre ele să se realizeze în mod corect. În Arcadul 15 putem efectua acest lucru cu o singură comandă. Selectăm toate planurile de acoperiș și cu click dreapta putem accesa o nouă comandă care se numește Connect Trim Elements to Roof sau Shell. Acum, în cazul nostru, la roof, adică la acoperiș, Trim Elements to Roof, lansăm această comandă, spunem programului că vrem să lucrăm cu elementele selectate și imediat puteți observa rezultatul, adică sunt eliminate toate acele segmente, toate acele porțiuni de acoperiș care erau în suprapunere, deci trebuiau eliminate. Această comandă asigură conexiuni asociative dintre acoperișuri și este o comandă aplicabilă nu numai în cazul acoperișurilor. Se poate folosi și în cazul altor tipuri de elemente din Archicad. Dacă selectăm acum un plan de acoperiș, puteți observa aici un pătrățel albastru care se afișează. Dacă dăm un click peste acest pătrățel, vedeți, apare în listă, apar de fapt toate acele conexiuni care au fost create la acoperișul, la planul de acoperiș selectat. Dacă parcurgem această listă, se poate vedea că programul ne afișează, ne evidențiază acel acoperiș care este în selecție și avem posibilitatea de a șterge și de a gestiona de aici toate aceste conexiuni dintre diferitele elemente. Cu doar câteva comenzi am creat rapid niște acoperișuri cu formă complexă. Bineînțeles că acestea sunt reprezentate automat în toate celelalte documente de proiect, în planuri, în secțiuni, fațade, liste și așa mai departe, pentru că, de fapt, toate aceste documente sunt generate pe baza modelului 3D. Ca și concluzii la uneata nouă de acoperiș, în Arcad 15 avem un acoperiș nou care asigură modelare și editare mai rapidă, chiar și în cazul geometriilor complexe, după cum ați văzut. Este familiar pentru utilizatori pentru că comenzile de creare și editare sunt similare cu metodele de lucru deja cunoscute. Ați văzut, nu am folosit la introducere absolut nicio o metodă nouă. Și o să ne asigurăm mai puține erori de modelare datorită păstrării automate a conexiunilor dintre planurile de acoperiș. Vă dați seama că dacă un element este conectat la un acoperiș, dacă se modifică acoperișul, automat și elementul conectat urmărește. Nu este același lucru cum era cu Trim to Roof, unde, de exemplu, zidul trebuia modificat ulterior. Până acum am lucrat aproape exclusiv în 3D și am creat forme complexe. Acesta este un lucru foarte important, zic eu. Oare de ce? Pentru că arhitectura este o disciplină 3D. Cu toate acestea, mulți arhitecți încă țin să lucreze în vederi ortogonale și în planuri. În această versiune, în Arcad 15, scopul nostru este de a face vederea de perspectivă un mediu natural de lucru. Ca să vă prezentăm acesta, o să facem împreună rapid trei exerciții pe baza cărora veți vedea funcțiunile noi introduse la lucrul în spațiu.
Inițial o să desenăm acest număr 15, dar o să pornim doar de la partea curbă a cifrei 5. Și totul o să facem în 3D, adică în perspectivă. Cum putem să decidem în 3D în perspectivă unde sunt direcțiile de coordonate, X și Y, de exemplu? Și cum putem să ne raportăm la niște puncte care nu sunt materializate prin elemente existente? Cum am putea să facem acest lucru în 2D? Păi normal că, în cazul cel mai simplu, prin utilizarea liniilor de ghidaj, liniilor de guideline. Haideți să activăm acum linia ajutătoare și în 3D și să pornim să introducem porțiunea de pe verticală a cifrei 5. Se poate observa imediat după lansarea comenzii apare o linie ajutătoare în jurul axei de coordonate Y, mai mult de atât și Y-ul este afișat pe ecran. Și atunci putem ușor să ne deplasăm chiar aici în perspectivă, pe o direcție foarte bine determinată și cunoscută, alegem lungimea dorită și terminăm această porțiune verticală de perete. Și acum să desenăm porțiunea după direcția X, adică după orizontală, dar cu o lungime exactă, să zicem. Deci capătul celălalt a zidului să fie pe direcția tangentă la porțiunea curbă. Deci o să avem nevoie de niște construcții grafice ajutătoare, de niște elemente ajutătoare. Ne poziționăm cu cursorul pe porțiunea curbă. Se poate observa că apare un punct portocaliu pe care, dacă așezăm, apare un guideline. Dăm un click peste butonul acesta și imediat am fixat această linie ajutătoare în poziția dorită. Și acum ar mai trebui să găsim o tangentă care este pe verticală. Deci o verticală care este tangentă la acest cerc. Alegem, activăm un guideline pe un element vertical existent, cum este zidul, activăm și după care, dacă dorim să repoziționăm, putem să prindem de punctul portocaliu și ținând butonul mouse-ului apăsat, putem să tragem această linie ajutătoare. Căutăm punctul tangent, deci punctul pe care dorim, și poziționăm în poziția acolo acest guideline. În acest mod, de fapt, am determinat toate acele elemente ajutătoare de care avem nevoie și putem să ne apucăm să terminăm porțiunea orizontală a acestei cifre. Se poate observa că imediat direcția X s-a afișat și am putut defini această porțiune. Acum, ca să desenăm cifra 1, vom avea nevoie de două puncte imaginare pentru cele două capete. Vom folosi o construcție grafică ajutătoare și în acest caz. O să definim o linie ajutătoare pe curbura definită, ca să putem crea niște direcții tangente la această curbă. După aceea, avem nevoie de o direcție orizontală pe care preluăm de pe zidul orizontal, deci dăm click pe punctul portocaliu, se afișează linia ajutătoare. Dacă mergem pe această linie, putem să prindem linia din punctul portocaliu și putem să ne apucăm să tragem. Dacă acum apăsăm control de pe tastatură, se poate observa că apare lângă cursor semnul plus. Deci asta înseamnă că de fapt noi tragem o copie a acestei linii de ghidaj, pe care o să poziționăm în colțul de capăt, deci pe capătul elementului curb. Și o să mai avem nevoie de o direcție pe verticală, pe care îl definim pe peretele vertical. Și la fel prindem cu punctul portocaliu, poziționăm pe el, prindem cu punctul portocaliu și găsim direcția tangentă la acest arc de cerc. În acest mod, de fapt, am definit toate elementele ajutătoare de care avem nevoie și putem să terminăm această introducere. Trasăm zidul pe vertical. Exercițiul următor ar fi să desenăm
placa albastră de jos, care trebuie să fie proiecția planșeului superior pe un plan orizontal situat la cota de înălțime de 4 metri și, bineînțeles, delimitat de cei doi pereți galbeni, dintre care unul este chiar un zid înclinat. Va trebui iarăși să apelăm la niște unelte ajutătoare. Deci avem aici cele trei elemente de pornire a problemei, cele două ziduri și placa. O să activăm din meniul View, Grid Options, Grid și Background, afișajul pentru planuri de editare. Aceasta este iarăși o noutate în ArchiCAD-ul 15, planurile de editare care o să ne ajute la lucruri în perspectivă foarte mult. Ok, activăm aceste planuri. După care, datorită faptului că dorim să lucrăm cu unealta de placă, selectăm unealta de placă și setăm înălțimea de 4 metri ca și înălțime de introducere. Dorim să creăm placa acela albastră la cota aceasta de înălțime. Okay? Se poate observa imediat că planul de editare sare imediat la cota de înălțime unde urmează să introducem elementul nou cu unealta activă. În pasul următor va trebui să obținem proiecția celor două laturi a planșeului superior pe planul nostru de editare, adică pe planul acesta albastru. Mergem cu cursorul pe muchia planșeului, activăm o linie ajutătoare, dând click pe punctul portocaliu și imediat se poate observa că pe planul de editare a apărut afișat în albastru proiecția liniei ajutătoare generate. Acest lucru efectuăm și pe muchia celălaltă de placă și în acest mod, de fapt, am definit conturul care ne este necesar să definim placa dorită. Și ne apucăm și introducem. Pornim. Se poate observa că intersecția planului de editare cu elementele de construcție existente este semnalizat și de cursor. Avem X-ul ăsta lângă săgeată. Deci avem o siguranță absolută că punctul pe care dorim să prindem este identificat. Și terminăm comanda. Și după aceea, doar de control, ca să vă convingem că placa de jos este pe proiecția celui din sus, așezăm un stâlp în colț, un stâlp cu o înălțime de 4 metri și, bineînțeles, stâlpul este vertical. Trecem la exemplul următor, care va fi despre introducerea elementelor cu valori numerice exacte după orice direcție dorită în perspectivă. Vom introduce niște goluri în aceste acoperișuri cu dimensiuni de 2 metri cu 4 metri, însă după 3 metode diferite. Prima dată amplasăm un gol 2x4 măsurat în planul înclinat al acoperișului. Selectăm acoperișul, pornim trasarea golului și se poate observa aici că planul de editare imediat sare în poziția corespunzătoare, adică sare în planul elementului pe care edităm. Și atunci, coordonatele introduse în paleta de coordonate vor fi măsurate în acest plan. Deci am introdus 2x4 și atunci golul acesta va fi 2x4 măsurat în planul înclinat. În al doilea acoperiș o să introducem tot un gol cu aceste dimensiuni, însă dimensiunile să fie măsurate acum în plan vertical și pe planul acoperișului să regăsim proiecția acestor valori. Lansăm comanda de găurire a acoperișului și observăm că în colțul stânga jos a planului de editare apare un dreptunghi albastru. Dacă dăm un click pe acest dreptunghi, ne apare un meniu și avem opțiuni de modificare a planului de editare. Modificăm un plan vertical,
Așa. Imediat planul de editare sare în planul vertical. Și acum dacă introducem valori numerice, acestea vor fi interpretate în planul vertical. Iar pe acoperiș, pe acoperișul înclinat, o să obținem un gol cu dimensiunile proiecției. Același lucru o să repetăm și în al treilea caz, însă aici vom defini aceste dimensiuni de 2,4 m pe orizontală. Modificăm planul de editare pe orizontală, tastăm valorile numerice 2 m x 4 m și introducem al treilea gol. Deci, în concluzie, după aceste trei exerciții, putem să spunem că utilizatorii ARCHICAD-ului 15 pot introduce sau modifica elemente în 3D cu precizie și cu ușurință. Prin aceste metode de lucru se reduce semnificativ timpul de modelare. Vă dați seama că putem introduce elemente de construcție direct în 3D și la poziții exacte. Nu mai e nevoie să poziționăm ceva în plan sau în secțiune și după aceea într-o altă vedere sau în perspectivă să selectăm și să tragem la loc, să modificăm înălțimea. Și prin aceste metode de lucru, de fapt, 3D-ul, perspectiva, devine un mediu nativ de lucru în proiectare. Mergem mai departe. În arhitectura contemporană, de multe ori sunt depășite limitele structurilor tradiționale, cum ar fi pereți, acoperișuri sau planșe. Aceste structuri contemporane sunt frecvent menționate ca shell-uri. Pentru a sprijini arhitecții, în ARCHICAD-ul 15 s-a introdus un instrument nou numit shell. Există trei moduri ca să creăm shell-uri. Putem crea suprafețe de translație, suprafețe de rotație și suprafețe riglate. În continuare, vă vom arăta câteva exemple rapide la fiecare în parte. Cu primul exemplu, o să modelăm clădirea asta de centru de conferințe, așa cum am prezentat la începutul acestei prezentări. Am modelat cu un singur element shell, creat după metoda de lucru suprafețe de translație. Inițial, pornim de la două elemente predefinite, pe acestea am predefinit ca să nu pierdem aici timpul cu definirea absolut tuturor caracteristicilor, adică coordonatelor și dimensiunilor. Alegem unealta de shell și dacă ne poziționăm pe o suprafață, se poate observa imediat că cursorul este urmărit de un pătrat, un pătrățel gri. Cu acest pătrățel gri, noi acum, în spațiu, putem să identificăm un plan de lucru în care urmează să introducem și să definim curba generatoare pentru shell-ul pe care creăm. Selectăm planul din fațadă și ne apucăm să desenăm curba generatoare. Aici utilizăm niște metode, puteți observa niște metode deja bine cunoscute de la introducerea poliliniilor, de exemplu. Parcurgem conturul dorit, definim curba generatoare, schimbăm înapoi la segment drept și cu un dublu clic terminăm, de fapt, curba generatoare. Iar ultimul pas, ca să terminăm acest shell, trebuie să definim acum vectorul de translație. Dăm un clic și prin asta am definit un shell. Să extindem acum puțin partea din față ca să acoperă placa de bază. Selectăm shell-ul, ne poziționăm pe muchia lui și alegem din paleta de comenzi Edit Extrusion Length, adică să edităm vectorul de translație și extindem. Ok. Urmează să tăiem conturul să fie exact pe linia plăcii de bază. Vom efectua această tăiere aici în perspectivă
Și o să utilizăm și comanda Magic Wand, lucru cu bagheta magică, care este deja familiar pentru toată lumea. Pe aceasta utilizăm preponderent la definirea elementelor după un contur existent. Selectăm shell-ul și cu click dreapta putem accesa o comandă nouă care se numește Define Shell Contour, adică definirea unui contur. Și acum conturul identificăm cu bagheta magică, de fapt dăm un click pe placa de bază și atunci shell-ul nostru va fi tăiat după conturul planșelui de la parter. Se poate vedea. În continuare o să tăiem și partea de sus a volumetriei, partea care este extins, se extinde deasupra acoperișului. Selectăm, click dreapta, comanda Connect, cel similar pe care am utilizat și la acoperișuri, Trim Elements to Roof și Shell, acum Trim to Shell se va interpreta. Selectăm elementul care va tăia pe cel selectat, după care identificăm care este partea pe care dorim să menținem un proiect. Deci partea de jos, deci dăm click aici, pe partea de jos. În acest mod am definit. Am eliminat și porțiunea care era excedentată. Cele două elemente, volumetria și shell-ul, au fost conectate într-un mod asociativ. Ca să demonstrăm asociativitatea, vom modifica profilul generator. Selectăm shell-ul și prindem capătul curbei generatoare și modificăm. Îl ducem puțin înăuntru. Se poate observa că după terminarea acestei comenzi și volumetria este modificată în consecință. Dacă dorim să modificăm și capătul celălalt, vedeți că prin transparență sunt afișate toate punctele de prindere, toate punctele caracteristice a shell-ului, deci nu este nevoie să ne întoarcem pe partea cealaltă să prindem un punct. Pur și simplu putem să prindem acum și capătul acesta a curbei generatoare și să mutăm înăuntru, să modificăm și partea cealaltă în consecință. La final vom introduce câțiva luminatori cu unealta Skylight. Alegem una mai mare și altele mai mici. Puteți observa în același timp că aceste obiecte Skylight pot fi poziționate nu numai pe acoperișuri, pot fi poziționate și pe aceste suprafețe curbe modelate cu shell. Și pur și simplu dăm un click deasupra shell-ului și skylight-ul imediat recunoaște elementul gazdă și se poziționează pe cota superioară a acestuia. Trecem la exemplul următor, care va fi o construcție și o copertină în jurul terenului de tenis. Copertina care are o suprafață hiperbolică. Am pregătit câteva elemente de la care putem să pornim și să construim mult mai rapid aceste elemente. Dorim acum pereții exteriori înclinați pe contur, deci alegem unealta corespunzătoare și cu bagheta magică imediat definim pe contur pereți înclinați. După care, la pasul următor, vom defini suprafața riglată, care o să folosim la copertină. Aceste suprafețe riglate sunt definite de două segmente, drepte sau curbe, din spațiu, printre care se generează forma geometrică dorită. Prealabil, am definit aici un obiect cu setări pe wireframe ca să avem un feedback vizual mai bun și să puteți urmări mai precis introducerea datelor. Definim primul plan de lucru, deci în spațiu trebuie să găsim un plan în care introducem primul segment generator. Planul definim prin trei puncte, al treilea punct în colțul acela și acum în acest plan desenăm prima curbă, de fapt primul segment generator pentru suprafața hiperbolică.
După aceea, pasul următor, definim al doilea plan de lucru. Cu trei clicuri am definit planul și cu încă două clicuri definim al doilea segment generator. Rezultatul fiind această suprafață hiperbolică. Din această suprafață vom tăia conturul dorit și un gol în interiorul acestui shell ca să obținem copertina dorită, cum ați văzut și, și inițial, pe imaginea inițială. Selectăm shell-ul. Avem în plan predefinite cu două spline-uri, de fapt formele conturului dorit, și accesăm comanda Define Shell Contour și cu bagheta magică dăm un click peste conturul exterior și imediat shell-ul este tăiat după acest contur. Într-un mod foarte similar, click dreapta și alegem comanda Create Hole, adică definirea unui gol în shell, și aici identificăm conturul interior. Dacă verificăm acum în 3D rezultatul, se poate observa că suntem foarte aproape de rezultatul final dorit. Urmează să eliminăm partea superioară a pereților, le selectăm și cu comanda deja cunoscută de Connect, Trim Elements to Shell, o să eliminăm. Identificăm shell-ul ca element care taie, după care trebuie să alegem partea care rămâne în proiect. Partea de jos va rămâne, deci dăm click pe partea inferioară a pereților și în acest mod aproape că am terminat. Inițial, când ne-am apucat de suprafețele riglate, am pronunțat că segmentele generatoare la suprafețele riglate pot să fie și curbe, nu numai segmente drepte, cum am folosit în exemplul acesta. Ca să vă demonstrăm și acest lucru, haideți să prindem o curbă generatoare și să modificăm pe curb, să vedeți. Imediat cum am poziționat cu cursorul, apare paleta de comenzi, alegem modificare pe curb, și în acest mod se poate observa că shell-ul este modificat. Pe de altă parte, inclusiv și pereții care au fost conectați sunt tăiate în consecință. Reprezentarea în plan pentru elementele shell este identic cu ce am văzut la acoperișuri și cu toate celelalte elemente din Archicad, adică ele sunt proiectate din 3D. Dacă parcurgem diferitele planuri de nivel, puteți urmări acest lucru cu ușurință. După care trecem la al treilea exemplu cu unealta shell. Acum o să modelăm un obiect, deci ceva puțin diferit de ceea ce ați văzut până acum. O să modelăm un bol de fructe. O să începem în plan unde am desenat cu o spline, cu unealta spline, o curbă, pe care o să utilizăm ca curbă generatoare pentru suprafața de rotație. Cu unealta shell activ și suprafețe de rotație selectate, dăm un space click, deci cu bagheta magică transformăm această curbă, după care cu două clicuri definim axa de rotație și în ultimul pas introducem unghiul de rotire, 360 de grade. Să verificăm în 3D cum arată produsul final. Vedem aici o formă care seamănă foarte mult cu un măr. Haideți să rotim 90 de grade aici, direct în 3D, ca să așezăm pe poziție dorită. Avem aici în paleta de comenzi comanda Free Rotate, iarăși o noutate în Archicad 15, cu care putem în 3D să rotim obiecte. Selectăm direcția X și după aceea definim unghiul de 90 de grade, rotirea de 90 și acum avem un măr așezat într-o poziție normală. Dacă creăm acum rapid o secțiune care traversează acest obiect, în secțiunea aceasta avem posibilitatea să creăm
la fel un contur pentru acest shell, pentru acest obiect, același comandă define shell contour pe care ați văzut, și lansăm această comandă și trasăm aici în secțiune un contur. Conturul acesta, dacă intersectează obiectul sau shell-ul, o să vedeți în 3D că asta se va interpreta ca o tăiere. Deci am decupat o porțiune din acest obiect și priviți, asta este rezultatul final. Deci am obținut un bol de fructe, să zicem. Dacă mai repetăm de câteva ori acești pași, putem să ajungem foarte rapid la un rezultat de genul acesta. Dacă selectăm acum un măr, alegem un măr verde, frumos, vedeți că și asta este modelat cu același unealtă shell, adică același suprafață de rotație. Tot un exemplu pe care dorim să vă arătăm la această categorie de shell-uri este și acest scaun. De fapt, acest scaun a fost modelat cu trei bucăți de shell-uri. Perna 1, corpul scaunului al doilea și baza scaunului este al treilea. În finalul discuțiilor despre noua unealtă shell, am mai dorit să vă arătăm rapid cum se poate modela faimoasă clădire cu denumirea shell a arhitectului japonez Kotaro Ide, care este de altfel și sigla aricadului 15, adică clădirea aia. Vom porni din plan, unde am trasat inițial noi aceste două curbe cu uneata spline, cele două curbe generatoare pentru porțiunea superioară și inferioară a unui corp de clădire. Cu bagheta magică transformăm curba superioară, înălțime 12,25, așa, și generăm și partea inferioară, aici dăm o dimensiune diferită, 12,50, ok, și le verificăm acum în 3D. Avem acest rezultat în 3D, va trebui să selectăm unul dintre ele și să deplasăm lângă celălalt, să lipim cele două corpuri. După care urmează să le rotim cu 90 de grade ca să obținem poziția dorită pe orizontală a acestui corp de clădire. Același comandă de free rotate pe care am mai utilizat, identificăm axul de rotație, după care definim unghiul. Unghiul care iarăși va fi de 90 de grade. Și avem acum în pregătire o parte din această clădire shell. Ne întoarcem în plan, unde am predefinit noi două contururi, după care urmează să decupăm, să tăiem aceste shell-uri. Conturul roșu va fi pentru a decupa porțiunea superioară, iar conturul albastru va fi pentru decuparea porțiunii inferioare. Deci, selectăm porțiunea superioară, shell-ul de sus, și cu comanda deja cunoscută, Define Shell Contour, și cu bagheta magică pe conturul roșu, am operat pe acesta. Repetăm pașii aceștia și pentru porțiunea inferioară, Define Shell Contour, bagheta magică și am decupat. Să vedem în 3D, asta este rezultatul acestor două comenzi de decupare. Și corpul celălalt de clădire se poate modela într-un mod similar. După care urmează să mai introducem niște elemente de planșe suprapuse pentru pardoseli și terasa de la intrare, precum și pereți cortină. Am pregătit acestea prealabil ca să nu vă plictisim cu niște elemente deja cunoscute. Deci toată lumea știe să definească o placă după o formă oarecare. Deja toată lumea știe să lucreze cu pereți cortină, deci pe acestea le-am creat noi. Ar mai fi de rezolvat intersecția dintre peretele cortină curb și cele două corpuri de clădire, de fapt cele două shell-uri, de partea dreaptă și stângă. Să selectăm peretele cortină și dacă lansăm acum comanda de Connect to Shell, Trim to Shell, se poate observa
alegem shell-ul ca și element de tăiere, porțiunea de jos o să rămână. Se poate observa că partea din dreapta a peretelui cortină este eliminat, ceea ce nu este tocmai cum dorim. Dăm un undo. Cumva ar trebui ca cele două shell-uri să funcționeze ca un corp unitar de tăiere. În acest scop avem o comandă specializată, selectăm cele două shell-uri, dăm un click dreapta și tot acolo în meniul Connect avem Merge Trimming Bodies, adică lipirea corpurilor de tăiere. Lipim cele două corpuri, aceste două corpuri, și de acum încolo ele se vor comporta ca un obiect comun, unitar. Selectăm peretele cortină și repetăm comanda asta de Connect, Trim to Shell. Shell-ul va fi elementul care taie, vedeți acum, și partea inferioară. Da? În acest mod am ajuns la rezultatul dorit. Ultimul capitol a prezentării de azi se referă la o altă noutate, și anume extinderea fluxului de lucru BIM pentru proiecte de restaurare și reabilitare. Așa cum știți, o parte semnificativă dintre proiectele actuale se încadrează în această categorie. Aici nu mă refer doar la proiectele de restaurare a monumentelor istorice. Există o mulțime de clădiri construite în anii 70, 80, 90 chiar, care sunt renovate, reabilitate. Unele pentru că nu mai sunt corespunzătoare standardelor seismice sau energetice, altele pur și simplu pentru că trebuie să reorganizate funcțional și așa mai departe. Cel mai important lucru este reprezentarea și gestionarea elementelor de construcție aparținând diferitelor faze de lucrări. Aceste faze sunt, de fapt, elemente existente sau stadiu, situația actuală, situația existentă, elemente care urmează să fie demolate și, bineînțeles, elementele noi, adică situația proiectată. Avem această clădire pe care o să lucrăm un pic. Trecem în plan și activăm din meniul Window, din meniul Fereastră, o paletă dedicată acestor tipuri de lucrări. Renovation se cheamă paleta. Se poate observa că această paletă este una foarte simplă, are vreo 3 butoane. Toate elementele din cadrul unui proiect, toate elementele de construcție, de fapt, pot fi încadrate într-o categorie. Avem aici categoria elementelor existente, după aceea avem bulldozerul, adică elemente care urmează să fie demolate, și la macaraua acela din dreapta avem elemente noi, deci cele care urmează să fie construite. Haideți să începem să lucrăm. La Renovation Filter, la filtre, avem diferite filtre de afișaj. Alegem Demolition Plan, adică planul de demolare, și ne apucăm să selectăm acele elemente pe care urmează să fie demolate. Selectăm, să zicem, pereții interiori de compartimentare. Vrem să eliberăm partiul acesta. Și în paleta Renovation setăm că acestea vor fi elemente de demolat, to be demolished. Deci le luăm cu buldozerul, după care mai selectăm și alte câteva elemente. Să zicem că selectăm și celelalte pereți de compartimentare din partea dreaptă, selectăm și mobilierul, pentru că nu dorim nici acest mobilier vechi, și să mai selectăm și cele două ferestre din peretele exterior din dreapta. La toate aceste elemente, din selecția asta multiplă, cu diferite tipuri de elemente, aplicăm statutul de to be demolished, adică elemente care urmează să fie demolate. Și dacă considerăm că astea vor fi elementele de șters, de scos din casă, am terminat partea
cu demolările. Mergem mai departe și ne uităm la un plan cum arată după demolare, after demolition. Vedeți că nu am șters absolut niciun element, doar pur și simplu am zis că categoria acelor elemente selectate este alta. Avem acum partiul liber în care am putea să ne apucăm să lucrăm. Dacă schimbăm acum la new construction, adică situație proiectată, aici imediat vedem și elementele care au fost demolate și se va afișa, se vor afișa și elementele noi. Avem coduri de culoare pentru diferitele tipuri de elemente. Cele de demolat sunt galbene și se poate observa peretele exterior, de unde am scos ferestrele, imediat au apărut două pete roșii. De fapt, programul automat a zidit acele două goluri care, de unde am scos ferestrele. Și acum, pur și simplu, alegem pereți de compartimentare și tragem câteva pereți noi, recompartimentăm această clădire. Să zicem că generăm o sală de conferință în mijloc, o sală mai mare, o porțiune de antreu și recepție. După care o să luăm ușile, cu un alt click preluăm ușile existente și introducem câteva în pereții noi. Încă una. Și mai introducem niște scaune în sala de conferință, rapid. Și în acest mod, de fapt, dacă acum schimbăm filtrul la situație proiectată, Blend Status, obținem, de fapt, afișajul aceluiași plan, dar în care sunt reprezentate doar elementele noi, doar situația proiectată. Dacă trecem puțin în 3D, se poate observa că toate aceste filtre, adică planul de demolare sau celelalte reprezentări, after demolition, după demolare sau stadiu proiectat și așa mai departe, sunt reprezentate și în 3D. Nu numai în 3D, aceste coduri de culoare sunt reprezentate și în secțiuni și în orice document de proiect. Mai mult, aici în paleta asta, în listă, ultima comandă este opțiuni pentru aceste filtre. Să lansăm, să aruncăm o privire rapid. Dreapta jos avem un buton, Renovation Override Styles, unde putem seta stilul grafic de reprezentare a acestor tipuri de elemente. Pentru elementele existente, de demolat și noi, putem alege un stil propriu, cu culori și cu grosimi de linii, cu hașuri corespunzătoare. Iar pe de altă parte, partea din stânga a dialogului, avem aceste filtre pe care putem să utilizăm. După cum vedeți, avem buton Duplicate și Rename, deci putem să modificăm denumiri, putem să duplicăm și pe partea de jos putem bifa ce să fie activ, ce să fie reprezentat și ce să fie ascuns. Mult mai important, butonul de Import-Export, ceea ce înseamnă că aceste filtre, odată făcute, odată setate, pot fi refolosite și la celelalte proiecte, adică la proiecte ulterioare. Un alt lucru important, că aceste elemente de construcție pot fi listate ținând cont de statutul lor. Deci se pot lista în cadrul unui astfel de proiect elemente noi sau elemente de demolat și așa mai departe. Bineînțeles că în ArchiCAD-ul 15 mai sunt și alte câteva noutăți, dar cele mai importante au fost acestea despre care am discutat. Vedeți aici o listă cu alte câteva noutăți, suport nativ pe 64 de biți pe sisteme de Macintosh, salvare automată ultra-rapidă, au fost optimizate părțile de comunicare cu celelalte specialități, cu ingineri, cu structuriști și cu instalatori, prin comunicare în format IFC,
Există și asta este poate un lucru foarte interesant pentru mulți dintre dumneavoastră, un YouTube channel unde sunt afișate și acest YouTube channel se poate accesa de altfel și din helpul Arcadului, așa cum vedeți. Puteți accesa o mulțime de filmulețe care sunt prezentări step by step a diferitelor funcțiuni noi din Arcadul 15. În principiu, acestea a fost prezentarea de azi, acestea au fost lucrurile pe care vreau să vă povestim. Dacă aveți întrebări, atunci vom încerca să vă răspundem în limita timpului disponibil în continuare.